Anche alle bugie, aici Ah, lasciarli ci se sono sfondo un tonno. delicio, un delicio. Sto con il zucchero. Sì, a commiere. Buonasera, buonasera. Bine ați venit la prăjituri cu camelia. Și bucate gustoase. Astăzi facem frappe sau cogoși cu praf de copt, care se fac în această perioadă în Italia. Pe perioada carnevalului. Așa, și vom avea nevoie de, pentru început, de două ouă. Vom avea nevoie de două ouă, de 280 de făină. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! 32 de grame de zahăr, 36 de unt. Apoi vom avea nevoie de țuică sau rachiu sau lichior, ce preferiți, să știți că dă un... Acesta este secretul pentru aceste gogoși sau frape. Această țuică, 32 de grame de... 24 de grame de zahăr, de țuică. 24 de grame de țuică. Așa, apoi vom avea nevoie de un praf de sare, circa 5 grame de praf de copt și vanilie. Eu astăzi am să pun vanilie aceasta, vedeți? Cu aromă de vanilie de la baton. Bună ziua, Mariana! Bine ai venit! Și vom avea nevoie de ulei pentru prăjit. Și apoi le vom da prin miere de albine, vedeți? Prin miere de albine le vom așa și cu zahăr pudră. Și astăzi o să le facem împreună, o să începem să facem aluatul și apoi am să încerc să aduc camera spre aragaz mai aproape. Mi-am pregătit aici o tigăiță unde o să punem uleiul și o să-l aducem la temperatură. Și voi frământa puțin la mână și apoi le vom întinde și le vom frământa cu această mașină de întins paste. Așa, ca să le facem subțiri, subțiri, subțiri. Eu mi-am pregătit aici totul și să începem. Și într-un vas, să-mi aduc un vas. Imediat mi-aduc vasul. Așa. Într-un vas vom pune toate ingredientele. Me l-am pregătit aici. Voi da uleiul deoparte. Voi da și mierea și zahărul pudră, ne trebuie la urmă. Așa. Și o să punem ingredientele toate așa aici. Și le amestecăm așa pe toate. Și vom pune două ouă. Dacă aveți posibilitate să lăsați aluatul să se odihnească, este foarte bine. Cu cât se odihnește mai mult, cu atât este mai bine. Așa. Așa, vom adăuga și un praf de sare. Luăm așa cu degețelul și adăugăm un praf de sare. O să adăugăm și zahărul. Luăm așa deoparte. Și vom amesteca puțin zahărul cu ouăl și cu praful de sare. Și rachiul, când îl adăugați, să știți că o să fie foarte crocante și foarte bune. Și acesta este secretul pentru aceste gogoși super, super, super delicioase. Și să știți că puteți da și la copii, că la copt se evaporă și nu se mai simte. Așa, și amestecăm așa bine. Vom adăuga și untul. Așa, le adăugăm. Untul este la temperatura camerei.
Așa. Vom pune și vanilie. Vedem dacă se rupe. O să punem așa o linguriță de vanilie. Vedeți? Cu vanilie naturală. Acest, cred că este zahăr cu vanilie. O să pun puțină. Așa, dăm deoparte. Și acum adaug făina. Chiar dacă nu s-a topit și s-a mâiat untul, îl amestecăm cu făina împreună. Și o să punem această făină o parte și amestecăm. Apoi o să amestecăm totul cu mâna și o să frământăm. Așa. Voi adăuga și țuica. Și amestecăm așa bine totul. Și punem și praful de copt. Și amestecăm totul bine. Așa. Și frământând, se topește și untul. Bună ziua, Carmen! Bună ziua, bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa. Vedeți? Și acum mai dau o puțină făină. Am să frământ cu mânuța. Apoi o să punem pe un fund, o să montăm mașina noastră de paste. Puteți întinde și cu sucitorul, dar eu îmi ușurez munca cu această mașină de paste sau aparat, cum vreți să-i spuneți. Așa. Și să facem cu mânuța. Am să adaug și restul de făină. Și acum frământăm cu mânuța. Astăzi am intrat în același timp și pe YouTube. Bună ziua, YouTube! Bună ziua, Facebook! Și să le facem împreună. Așa. Am să dau deoparte. Am să pun cartoful aici. Și frământăm. Frământăm acest aluat. Și cât o să montăm mașina de paste, el o să se odihnească puțin. Așa, eu am să merg aici în fund. Și o să punem așa pe fundul nostru totul. Și o să frământăm aici. Așa. Ca să se topească și să se unească toate ingredientele. Așa bine totul. Și dacă mai este nevoie de făinuță, mai adăugăm. O să ne trebuiască și la întins, ca să punem să nu se lipească aceste gogoși. O să le facem mai întâi pe toate și după aceea le frigim pe toate odată. Eu le fac foarte, foarte subțiri. Așa. Să unim mai întâi toată făina. Vedeți că untul nu se mai simte, acum se amestecă bine. Așa. Unim așa totul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Nicoleta, ciao! Grazie, grazie, grazie!
Am să scriu și în italiană pentru cine dorește. Așa. Ingredientele am să le scriu și în comentarii, am să le scriu și în prezentare. Sunt simple, vedeți? Ia uitați-l, aluatul este aproape gata. Unim așa toată făina. Și acum am să-l frământ la mașina, cum am spus, acest aparat pentru făcut paste. Am să mi-l montez aici. Aluatul o să se odihnească aici în față puțin. Așa. Am să-i pun folie peste și lăsăm cât montăm totul. Ne pregătim și uleiul. Așa. Am să dau așa în față. Așa, dăm așa în față și acum să ne aducă această mașinuță și să o punem aici pe masă și să o prindem. Astăzi o să facem așa, o să o pun așa aici. Să mai deschid puțin. Așa. Și închid bine. Și strângem bine, bine, bine această mașinuță de, eu așa îi zic, mașină de paste. Așa. Închid aici. Și acum pot să-mi pregătesc și uleiul. Am să pun uleiul așa într-o tigăiță aici. Și am să pun un kilogram de ulei. Să punem pe tot. Puteți pune și ulei de floare soarelui și de alune. Ce fel de ulei aveți în casă? Așa. Am pus aici un kilogram de ulei. Am să mai pun câte puțin. Este puțin. Așa. Ca să se prăjească bine. Am să le pun pe amândouă și îl punem pe foc să se încălzească, ca să ajungă la temperatură cât noi ne pregătim. Așa. Dăm deoparte. Am spart mânuțele puțin. Așa. Așa, o să avem nevoie și de hârtie de copt, ca să le punem, când le scoatem din ulei, le punem direct pe hârtie de copt. Și o să punem oala noastră cu ulei în, aici pe aragaz. Și o lăsăm să se încălzească. Și acum, aici avem aluatul nostru și o să începem să-l facem. O să mai avem nevoie de făină. Vedeți? Și aluatul, cât lucrați o bucățică, că lucrăm pe bucățele, cât lucrați o bucățică, o țineți acoperită cu folie.
masă și am să pun pe masa de lucru făină. Așa. Și acum am să frământ acest aluat aici. Am să dau la mare, la zero, și îl frământăm. Așa. Și am să tai așa bucățele. Și cum am spus, aluatul trebuie să stea acoperit ca să nu se usuce cât lucrăm prima bucățică. Și acum o frământăm ca să fie fin, 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 fin. Și îl dăm așa pe acest aluat. Și îl împăturim și dacă mai e nevoie, mai adăugăm făină ca să nu se lipească. Așa. Și împăturim. Deci acum eu ce fac? Frământ. Așa fac mereu aceste gogoșele. Și să știți că sunt delicioase. Delicioase. Să le încercați. Așa. Frământăm fiecare bucățică. Am să vă arăt diferența între una și cealaltă. Cum arată aluatul bine frământat față de cel care nu este. Așa. Încerc să fac cât mai repede. Așa. Și împăturim. Împăturim până se face fin, fin, fin. Mai dăm așa prin puțină făină, vedeți? Și împăturim. Și apăsăm. Puteți frământa și la mână, dar eu prefer să fac așa, că o să iasă gogoșele fine, fine, gustoase, gustoase. Sunt cu praf de copt, eu le fac subțiri, că ies crocante și bune. Cei care stau în Italia știu și care au mâncat aceste frape sau chiachere, bugie, cam așa se cheamă aici în Italia și se fac în această perioadă anului de carneval. Eu acum am reușit să le fac. Și ne pregătim că mâine vin copiii acasă și vor aceste gogoșele. Și le facem. Așa, am frământat această bucățică, o împăturesc și o pun aici de desubt și îmi iau alta. Am să-mi iau două, să le fac o dată ca să facem mai repede. Așa. Și dăm din nou prin... Ia uitați diferența între unul și celălalt, vedeți? Așa, trebuie să fie fin, fin, fin și frământat bine, bine, bine acest aluat. Foarte puține persoane știu să facă acest aluat cum îl fac eu, așa bun, 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 bun. La cine am dat să guste, eu în fiecare an fac tăvi, tăvi, tăvi și le dăruiesc pentru că le place foarte, foarte mult. Nici nu se compară cu cele cumpărate. Așa. Contează foarte mult și ingredientele, dar și cum sunt lucrate. Așa. Și împăturim. Împăturim. Și apoi am să vă aduc aproape. Am să încerc cu camera să aduc camera aproape la gaz ca să le prăjim, să vedeți cum se prăjesc. Și le dăm cu miere de arbine și cu zahăr pudră pe deasupra. Așa. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi am intrat în același timp și pe YouTube și pe Facebook.
să fac. Vedeți? Și acum o să punem așa de desubt aici. Și o să-l prământăm și această bucățică. Vedeți că nu se lipește. Așa, și dacă simțiți că este moale și se lipește de degete sau de mașină de paste, mai adăugați așa puțină făină. Așa. Cu cât este frământat mai bine, cu atât sunt mai bune aceste băboși. Așa, am pus și uleiul să se încălzească. Așa, eu trebuie să învârt aici, să-l frământ până ajunge la consistența potrivită. Și după aceea începem să le facem. Așa. Vedeți? Vedeți cum este? Încă nu este gata. Trebuie să fie fin, fin, fin. Încă mai trebuie făcut. Așa, o să mai pun puțină făină. Vedeți că se cere. Vedeți ce simplu se frământă? Să încercați și voi. Dacă aveți această mașină, vă ajută foarte mult. Mai fac de două ori. Așa, și să lăsați să se odihnească aluatul după ce îl frământați. Lăsați măcar o jumătate de oră. Este foarte bine dacă o faceți seara și apoi a doua zi dimineață preparați aceste gogoși. Așa. Și acum, ia să mi le pun așa pe toate și am să încerc să le întind așa pe toate. Să-mi întind așa aluatul. Să vedem. Ia. Încă nu este gata. Mai frământăm. Și îl împăturim din nou. Așa, punem în două. Vedeți, încă nu este gata. El când este gata, este lucios, lucios, lucios. Așa. O să fac așa de două ori, că este prea lung. Încerc să mă grăbesc, să nu vă țin prea mult. Așa, și frământăm așa bine aluatul. Îl mai tai o dată în două. Și îl mai punem așa, unul peste cealaltă. Și îl frământăm din nou. Eu știu că durează puțin până frământăm,
Dar rezultatul o să fie pe măsură. Vă garantez lucrul acesta. Așa. Așa, ia uitați, vedeți cum arată. Și îl mai împăturim, începe să fie fin, fin, fin. Mai punem așa în două și îl mai întindem. Așa. Și acum am să iau o bucățică de aluat. Este aproape gata, uitați-l. Vedeți cum s-a făcut? Așa. Și imediat o să dăm formă și la aceste gogoșele, la frape. Deci se vede cu cât este lucrat, cu atât este mai elastic. În bucătărie trebuie răbdare, răbdare și răbdare. Cine nu are răbdare, nu are ce căuta în bucătărie. Glumesc. Glumesc, glumesc. Așa. Uleiul nostru se încălzește. Așa, aveți grijă să nu-l ardeți. Mai dăm de două ori și începem să le formăm aceste gogoși. Eu le fac pe toate odată, am pus tot uleiul și când sunt gata toate, le-am dat forma, atunci le pun și le prăjesc pe toate odată ca să nu se ardă uleiul, până tăiem, până pregătim. Așa. Și aproape gata. Și cum am spus, vă sfătuiesc să lăsați măcar o jumătate de oră la odihnit. Eu astăzi fac așa, pentru că sunt în direct și nu am timp și ies bune și așa. Mai dăm o dată și începem să le facem. Așa. Și acesta este aluatul nostru frământat, îl vedeți? Așa arată. Și acum o să tăiem așa bucățele. Iam să-l pun sub folie, trebuie ținut că altfel se usucă. Și-l pun aici și acum începem să întindem. Și închidem. Dăm la 3 acum. Deci am avut pe 0 și acum mut la 3. Și facem așa, iată. Mai subțire. După aceea mutăm la 6 și să vedem cât de subțire vine. Ia să vedem. Nu tot sunt grosuțe. Aceste frape trebuie să fie fine, 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 fine. Le puteți lăsa și așa, dar eu le fac și mai fine. Punem puțină făină să nu se lipească. Vedeți că ele, și aveți nevoie de o masă mare unde să le puneți pe toate, că o să fie multe, 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 multe. Așa. Și acum am să pun la 7, am să mai micșorez distanța. Viviana! Bună ziua, bine ai venit! Rodica, bine ai venit! Nu se arde uleiul! Este la foc mic. Îl pun să se încălzească. Focul este mic, 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 nu se arde. Am grijă aici de tot.
Așa. Ia să vedem cum iese. Ia uitați. Așa, la 7. Și le scoatem. Că nu mai am loc aici. Ia uitați cât s-a lungit, vedeți? Așa. Și acum le tăiem. Le tăiem așa. Și le dăm o formă. Le putem face și așa simple. Tăiem pe mijloc și le prăjim așa. Sau le întoarcem cum vă place. Vedeți? Eu am să-mi iau așa o hârtie de copt și am să le pun aici alături. Și am să le pun așa pe un fund ca să le pot transporta aici la masa de lucru. Așa. Aici am hârtie de copt. Aceasta este prima. Eu să le pun așa aici ca să se vadă în față. Aceasta este prima. Le putem tăia și așa. Ia să vedem dacă avem acest aparat să tăiem așa pe mijloc. Și o să vedem cum o să iasă la copt. Ia uitați. Așa. Și le punem așa aici, vedeți? Și tăiem. Și facem aceste frape sau gogoși. Nu să le tai așa cu... Rețeta mea, o am o rețetă făcută cu ani în urmă. Le făceam și le întorceam și le făceam în formă de fundiță. Tăiam așa în două. Numai că trebuie avut mare, mare grijă la copt când se... Vedeți? Și le făceam așa. Întorceam. Și le puneam și le prăjeam exact așa cum sunt aici fundițe. O să le facem și fundițe. O să facem așa. Vedeți? Eu am să le pun așa aici pe hârtie de copt. Le preparăm pe toate și după aceea le prăjim. Uleiul este la mic, încă nu este gata, ia să încercăm cu o scobitoare. Imediat vă aduc și lângă aragaz. Nu este gata. Este la mic. Așa. Fiecare dă ce formă dorește, vedeți? Și mai mici, și mai mari. Le facem, ia uitați, gogoșele. Le dăm ce formă dorim noi. Așa. Le putem face și cu forme de la biscuiți și tăiem și facem inimioare. Facem floricele și punem una mai mare, una mai mică și mai mică și după aceea le putem umple și cu cremă de patiserie. Așa și cu cireșe din dulceață. Așa. Astăzi vreau să le fac și așa tăiate. Vedeți? Și o să vedem cum o să iasă. Așa. Cine dorește, le poate face și mai groase, dar nu vă sfătuiesc că sunt bune și delicioase, așa subțirele cum sunt ele. Ia uitați-le, vedeți? Facem și așa. Uitați. Și să începem să le facem cât mai repede acum. Așa. După aceea o să le dăm cu miere de albine și cu zahăr pudră.
Fără ciocolată, bravo, fără ciocolată. Cine dorește cu ciocolată, cine nu, cine e la dietă, fără. Așa. Și le punem așa aici. Am să le pun. Ia uitați, să iau. Și acum o să mai facem și o fundiță. Deci prima mea, când am făcut prima dată această rețetă, această formă de fundiță am făcut. Așa. Și o să le punem așa aici. Și să mai întindem din aluat. Ia să mă uit, că nu văd mesajele. Nu le văd aici. Na, pentru femeile puturoase, să știi că nu este. Este când îți ușurezi mâna și mâna de lucru și când ai probleme, când ai probleme la oase, cum am eu, nu sunt puturoase. Îți garantez, luminița. Când ai probleme și ai dureri foarte, foarte, foarte mari, așa, și mai întinde, vedeți? Și ținem mereu acest aluat în foaie de plastic să nu se usuce. Eu de aici, de la distanță, nu văd așa bine, am să vă răspund la fiecare. Fiecare la vine face cum dorește. Așa. Și dăm din nou la 0 și întindem. Așa am să fac și am să vă prăjesc câteva. Așa, mai întindem o dată. Punem așa făinuță. Și imediat ne ducem pe... Așa. Și am să le lucrez în același timp pe toate trei. Să știi că îți ușurează munca această mașină. Cine dorește să o folosească, cine nu, poate frământa la mână cât dorește. Eu frământ și la mână, și la robot. Este bună, Nicoleta, ideea. Mai ales pentru cei care au probleme la... și au dureri foarte mari la mâini. Eu vă spun din proprie experiență. Și cum am mai spus, pentru cei care au dureri mari, 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 să bea ceai cu foi de dafin. Să bea, pentru că ameliorează durerile. Eu dacă vă uitați, uitați degetele mele cum sunt, vedeți? Sunt toate cu ciocuri, cu ciocuri și sunt dureroase, dureroase. Și eu de când am descoperit acest ceai, această infuzie, că... O putem lăsa frunza de dafin și la fiert. Dar dacă faceți apa fierbinte și de seară puneți pentru a doua zi, faceți o infuzie și a doua, să vedeți ce bine vă simțiți. Și durerile se simt mult mai puțin. Așa, ia să mai fac așa de două ori și le facem pe toate odată. Ne uităm și la ulei. Încă nu este gata. Și uleiul l-am dat la mic, la mic, la mic. Deci el se încălzește încet. Așa. Și acum, am făcut la 0 și mutăm la 3. Am să le fac pe toate în același timp. Mutăm la 3 și începem să întindem. Nu, luminița, nici eu nu am nimic cu tine. Te pup, să știi că eu accept orice critică. Orice critică, pentru că ne face bine. Nu este muncă. Într-adevăr, pentru cei care au copii acasă, care au familia numeroasă și servici, într-adevăr, poate li se pare că este mai migălos. Dar eu... Mă simt foarte bine și așa, ați văzut pe eu, fac și la mână, și la robot, cum depinde de ziua respectivă, cât timp am. Așa, și am dat la 3, acum am să dau la 6,
O să le întindem și după aceea le tăiem și ne mutăm pe masa de lucru. Și am să le tai așa în două pentru că se lungesc foarte mult și mânuțele mele sunt scurte. Așa, și am pus la 6 și după aceea o să punem la 7. Și să vă ajutați și cu făinuță. Nu puneți prea multă ca să nu fie pline de făină, că la prăjit apoi se arde uleiul și făina se arde. Așa, și presurăm așa puțin. O să o facem și pe aceasta. Așa. Și acum spațiu. Sunt lungi, multe. Așa, și dacă puneți așa făinuță, să nu se lipească. Că oricum le mai dăm încă o dată prin... Ia uitați. Și imediat ne ducem la... La aragaz. Așa, ia să scoatem și pe acesta. O să pun puțină făină. Să aveți grijă să nu se lipească una de cealaltă. Așa. Ia uitați. Și o să ne mutăm imediat în partea cealaltă. Am să încerc să vă aduc cu camera. Așa. Și punem așa aici. Mai avem încă două și după aceea mutăm la următorul, la 7. La următorul nivel. Așa. Dacă știți ce frumos miros. Și să le încercați cu această țuică. Cine nu dorește, poate o minte. Dar puteți da și la copii să se evaporă. Așa. Și le face mai crocante, mai friabile. Și bune și gustoase. Deci acesta este secretul la aceste frape sau gogoși. Eu le fac în fiecare an. Mi-am făcut această rețetă. Am încercat-o la început, am încercat-o și până la urmă. Acesta este rezultatul și să știți că este super, super bun. Așa. Hai la gogoș, Nicoleta. Eu dacă aș putea, v-aș servi și pe voi. Poate o să ne întâlnim odată și am să vă servez din tot ce prepar eu, să vedeți. Vedeți că dacă nu punem făină, se lipesc. Așa. O să mai pun făina și după aceea le separăm. Altfel se lipesc. Și acum, dăm la 7. Mie mi se pare mai multă muncă. Tot mă gândesc la... cu sucitorul, cu sucitorul, până întins, că trebuie să fie subțiri. Cine nu dorește să le facă subțiri, a terminat imediat, le-a făcut, vedeți cum se lungesc? Așa. Vreau să pun așa puțin în făină, ca să nu se lipească. Așa. Și începem să le tăiem și le prăjim. Că sunt gata, cred că și uleiul este gata. Le puteți pune și în straturi cu hârtie de copt. Așa. Și adăugați așa puțin în făină, vedeți, ca să nu se lipească. Că ele sunt subțiri, subțiri, subțiri. Așa. Și cum v-am mai spus, la copt încercați să le puneți fără prea multă făină. Așa. Am să tai în două. Că sunt lungi. Sunt lungi, lungi, lungi. Vedeți cum se fac? Cine o să încerce, o să vadă diferența între sucitor și această mașină de paste. Să vedeți ce bine vă ajută la frământat.
Fac un lighean plin. Cum am spus, mâine vin copii, prietenii și în fiecare an. Eu de obicei fac din 5 ouă. Și fac multe, 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 multe. Petrec o zi întreagă în bucătărie făcând doar aceste gogoși. În fiecare an. Anul acesta fac doar din 2. Și dacă vor mai vrea, am să mai fac. Așa. Având în vedere că vin copiii mâine, nu avem timp să petrecem o zi întreagă în bucătărie. Trebuie să și preparăm bunătăți pentru ei. Așa. Deci ne pregătim mai întâi foile și după aceea le tăiem lângă aragaz. Imediat le facem. Punem făinuța să nu se lipească. Ia. Știu că pare curios să petreci o zi întreagă în bucătărie făcând aceste gogoși, dar vă ia timp. Și eu le fac încet, cu răbdare. Și când sunt singurică acasă și nu am altceva de făcut, deci atunci eu mi le prepar. Vedeți câte foi s-au venit din 2 ouă? Vă imaginați din 5? Așa. Așa. Imediat le facem. Le pun făină să nu se lipească. Și după aceea o eliminăm încet, încet. Așa. Ia uitați ce frumoase sunt. Parcă sunt făite. Și am terminat cu ultima și ne mutăm. Acum vă mut, încerc să mut și camera. Așa. Ia să vedem. Și să ne mutăm. Bine să vedem cum reușim să ne mutăm. Am să iau așa totul. Ce spuneți? Cum a dus mai aproape. Să vedem dacă se vede. Așa, aici avem ulița noastră. Am să pun pe acest ochi mai aproape. Cum zahărul se lipește de miere. Să vedem cum punem. Aici avem uleiul, aici am unde o să le punem. Și aici avem, vedeți, unde o să le terminăm de făcut. Și o să punem hârtie de copt. Așa. Hârtie de copt, hârtie, șervețele. Și să le punem pe cele care le-am făcut acum. Vedeți? Așa. Le întoarcem. Iată, sunt gata. Să-mi caut o palițică.
uitați-le cum sunt, vedeți? Sunt fine, fine, bune și gustoase. Și după aceea le pudrăm și le dăm cu miere de albine. Să punem altele. Și le punem în straturi. Punem primul strat, apoi punem șervețele, după aceea punem următorul strat. Așa. Asta nu-i bună. Așa. Vedeți că uleiul nu este fierbinte. Îl potriviți. Așa, ca să nu se ardă. Le puteți face și mai grosuțe dacă doriți. Nu, ne plac așa subțiri. O să iau de aici. Acesta s-a sfârmat. Și acum. Am celelalte. Și luăm așa câte o foiță. O scuturăm așa bine de făină și tăiem și le punem la prăjit. Și le dați ce formă doriți. Le răsucim așa și le punem. Mai facem câteva și după aceea termin singurică. Ca să nu vă țin, ia uitați, le facem și le prăjim și o să vi le dau și cu miere. Să vedeți cum le fac eu. Așa. Vedeți cum arată, uitați, foițele. Și le putem și întoarce. Așa. Încerca să nu fie prea pline, cu, vedeți că se usucă, trebuie pusă, am să pun așa folie, că se usucă dacă nu le punem folie. Aveți mare, mare grijă. Și acum să le prăjim din nou. Vedeți? Vă aduc așa aici și le prăjim din nou. De jos. Așa. Și le puneți așa între straturi ca să nu se umple de ulei. Întoarcem. Cum am spus, trebuie acoperite cu folie, că altfel se usucă. Vedeți? Ia uitați. Tava. Trebuie acoperite cu folie. Eu am să le fac, că durează. Așa, v-am arătat, v-am dat ideea. Și sunt delicioase. Așa, și acoperim. Trebuie să stea acoperite, că altfel se usucă. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc. Ah, nu se vede bine, îmi pare rău că nu se vede bine. Acesta este telefonul meu, altul mai bun nu am. Așa. Aici avem gogoșelele și acum să le punem pe o farfuriuță. Aici este fierbinte, că am pus pe... Așa.
ce avem noi aici. Ia uitați-le. Și le așezăm așa pe farfurie. Așa. Și vom avea nevoie de zahăr pudră. Și de miere de albine. Ia uitați. Și le așezăm așa pe farfuriuța noastră. Ca să vă arăt cum le prepar eu. Așa. Ia uitați cum arată. Sunt super, super. Acestea sunt un pic mai bronzățele. Și sunt delicate, delicate, delicate. Așa. Așa. Aici am eu. Și să știți că sunt bune, 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 bune. Așa. Ia uitați-le. Așa. Și mai punem. Ia uitați-le. Sunt delicate, delicate, delicate. Și acum punem miere. Puneți mai multă, mai puțină, cât vă place și cât aveți. Așa. Și zahăr pudră. Așa. Ia uitați. Și aceasta este rețeta noastră de guguși. Încercați să vedeți ce bun sunt. Eu am cumpărat-o din Italia, dar se găsesc și în magazinele românești, în centrele comerciale unde sunt acele produse cu televizoare, cu robot de bucătărie, cu mixere electrice, în acele magazine se găsește. Așa. Și aceasta este rețeta de astăzi. Să o încercați. Este delicioasă. Sunt delicioase, sunt crocante, sunt bune, sunt fragede, friabile. Ia uitați-le. Și uscățele, și mincinele. Că sunt cu praf de copt. Le faceți mai groase, o să iasă mai plinuțe. Eu le fac așa, că îmi plac, nouă ne plac așa. Acum fiecare le dă grosimea care dorește. Dar să știți că sunt bune și din două ouă vă ies multe, 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 multe. Mulțumesc, Mariana, mult! Ia uitați-le, să vi le mai arăt așa o dată. Am luat-o. Așa, am să-mi fac loc. Vedeți? Ia uitați. Sunt multe. Ia uitați câte straturi am. Una, două. Trei, patru. 5, 6, 7, 8, 9, 10 straturi am avut. Vedeți? Aveți grijă că se lipesc unele de celelalte. Ia uitați-le. Dacă nu le puneți făină. Așa, eu am să mai pun aici pe margine. Vedeți că aici nu a fost destulă făină. Așa. Și trebuie acoperite. Acoperite că altfel se usucă. Se usucă și nu le mai puteți lucra. Așa. Vedeți ce textură are aluatul? Așa.
Și trebuie să-l lăsați să se odihnească, că se lucrează mult mai bine. Când, deci, aluatul, orice fel de aluat, și la crostate, și cu cât se odihnește mai bine aluatul, cu atât se lucrează mai bine. Și este și mai gustos, mai bun. Mulțumesc, Viorica! Mulțumesc tuturor! Acestea sunt gogoșelele mele, sau cum vreți să le spuneți, uscățele, frape, chiachere, în toate limbile din mondul, din lume. Gogoși cu praf de copt. Îți mulțumesc, Viviana. Trebuie să stau, imediat le termin. Cum am spus eu, în fiecare an fac din 5 ouă, astăzi am făcut doar din 2. Și vedeți câte ouă o să iasă, o să am această masă plină, 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 plină cu gogoși. Și le pun așa în cutioare și le dau la copilași, că ei și le iau acasă. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem luni, luni din nou cu alte rețete. Ați văzut, i-am făcut și parizeri doar cu carne de porc. Am publicat ieri rețeta, am mai publicat-o și astăzi. Să știți că este delicios. Este diferit de celălalt, este o altă rețetă. Mai întâi se e din carnea tocată, eu o cumpăr gata tocată. Deci mă duc, îmi iau o bucată de pulpă și spun să mi-o dea de două ori prin mașina de tocat. Mulțumesc, Viviana! Și după ce carnea este tocată, se congelează ca să o puteți toca, să o faceți o pastă. Și se adaugă restul ingredientelor. Și eu pun și apă, pun și usturoi, și piper, și boia de ardei, și foi de dafin, și foi de salvie, și nucușoară, și rozmarin am pus. Să vă uitați la rețetă. Și după ce am amestecat bine, bine într-un mixer, eu de 2 ore am făcut, că e micuț, am făcut și iese ca o cremă, ca o pastă. Cum vedeți cum fac cei care prepară aceste preparate. Vă pup, vă pup. Și după ce am făcut, eu am pus într-o pungă, în punguțe, adică de acelea care punem puiuțul la cuptor. Și am pus în punguță, să vă uitați la video, să vedeți, am legat. Și am pregătit o oală cu apă fierbinte. Am pus parizerul nostru în apa fierbinte, dar înainte de a umple acea punguță, eu am avut puțin, că am făcut doar din 400 de grame de carne. Și am împăturit-o și am făcut așa micuț, am dat așa o formă. Gustați compoziția și dacă mai e nevoie de un condiment, de sare, de piper, le adăugați. Adăugați treptat, nu adăugați totul deodată. Să se apropie cât mai mult de parizer. Și fierbeți. Eu l-am fiert o oră. Și acum depinde cât de mare. Faceți din 2 kg de carne, trebuie fiert un pic mai mult. În jur de 2 ore, 2 ore și jumătate. Deci se fierbe în acea pungă legată. Deci eu l-am fiert o oră. Și când este gata, mi-am pregătit o oală sau un vas cu apă rece, rece, rece și am pus și cuburi de gheață. Și scos din apa fierbinte, imediat se pune în acea apă rece, ca să facă așa un șoc termic. Și l-am lăsat să se răcească și după aceea lăsat să se odihnească și poftă bună. Să știți că este super, super, super. Să încercați și această rețetă de parizer sau salam, cum vreți să-i spuneți. Să știți că este bun, bun, bun. Este mai bun decât celălalt făcut cu carne, cu... Fiecare are o textură. Celălalt este făcut cu carnea fiartă, dată prin mașină, ați văzut cum se face. Eu îl fac fără gelatină, că am pus picioarele de porc ca să-mi dea acea gelatină. Așa, eu nu pun sfeclă roșie sub, dar cine dorește poate să pună, să-i dea o culoare mai rozie. Și să le încercați, să vedeți că sunt bune. Tot ce facem noi acasă cu mânuțele astea două, e gustos și delicios. Vă pup și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată. Vă urez o zi frumoasă în continuare, weekend plăcut și ne vedem luni dimineață cu alte rețete. Eu rămân să-mi termin aceste gogoși.
Vă pup, o zi frumoasă și vă multă sănătate vă doresc și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, pupici, numai bine tuturor. Și vă răspund la mesaje după aceea. Mă uit să vedem ce mi-a scris. Vă pup, o zi frumoasă. Și să știți că eu accept orice critică, orice, pentru că sunt binevenite și creștem. Creștem pentru că învățăm de ce am făcut așa, ce ar trebui să fac, ce îmi lipsește, ce puteam să fac în plus să pun. Și vă pup. Avem foarte multe de învățat unii de la ceilalți. Suntem unici. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și vă iubesc, vă iubesc. Cu mare drag, Mariana, cu mare drag, cu mare drag, eu vi le spun. Vreți să știți ceva ce nu ați înțeles sau să mă întrebați sau să preparăm ceva împreună în direct, îmi lăsați mesaj în comentarii și eu mă uit și după aceea hotărăsc ce facem. Și să facem ce ați dori. Vă pup, vă doresc o zi frumoasă și multă, multă sănătate. La revedere! Eu am stat toată ziua cu voi. Pupici! O zi frumoasă și vă mulțumesc încă o dată din suflet. La revedere! Și multă, multă sănătate!